ne uităm. Domnul Iisus trimite pe Petru și pe Ioan. Posibil să fie plecat la ora 11. Până la Ierusalim erau 3 km. Deci au făcut peste o jumătate de oră. Au ajuns și când ne-a arătat odaia, odaia era pregătită. Pregătită pentru Paște. La ferestre erau lămpile, cum sărbătoreau ei. Masa întinsă. Pe masă erau 4 pahare. Ei ședeau, nu cum stăm noi la masă sau vedeți în fotografii, stăteau întinși ca pe niște dormeze sau saltele și stăteau cu cotul pe partea stângă și cu dreapta luau și mâncau de la masă. Erau perne acolo unde stăteau cotul, unde stăteau ei. Și totul era gata. Și atunci se duc la templu. Cu mielul. Mielul probabil l-a cumpărat Iuda. Nu știm cum. Se duc la templu cozi mari. Stă la rând acolo până când le vine rândul de la vreun preot, îl ia și îl junghe mielul. Îl desface măruntaiele, intestinele, picatul, din ce facem noi drog și praporul. Erau puse pe altar și ardeau. Ei iau mielul și vin înapoi la camera unde mâncau. Și în camera acolo, ei aveau o cameră în față, toți iudeii, unde își țineau bagajele sau alte lucruri. Și acolo a fost prit mielul la foc, cu lemn de rodie se frigeau, ca să aibă o aromă, frig mielul și apoi pleacă la Betania. Lasă tot, se duc la Betania, fac baie și apoi vin cu toții. Cred că pe la 6 și ceva au plecat din Betania, căci cina avea loc la ora 7. La ora 7 la ei, în partea de sud, începea ziua. Deci ziua de vineri începea de joi seara de la 7 și au pregătit tot. Ei așteptau preoții la ora 7 să-i iau 3 stele, nu știu cum, că era la ei mai întuneric acolo. Apăreau și trăgeau 3 rafale de trompetă să știe tot Ierusalimul că a început Paștele și pot să se apuce să mănânce. Pe masă, masa era într-un semicerc. Locul de bază la ei era guvernatorul sau capul familiei, dar tot guvernatorul îi zice, care conducea masa. Și ucenicii s-au pus în ordine. Locul lângă Domnul Iisus îl avea cel mai tânăr, Ioan, că conversa, punea întrebări despre noaptea aceea. Dar ei s-au așezat în importanță, vedem, că în partea asta, lângă Domnul Iisus, a apucat să se așeze Iuda. De aceea a avut posibilitatea să-i întindă azima, bucata din blic, să-i o dea. Petru, care era cu extremele, s-a așezat ori în față, lângă el, ori la coadă. S-a așezat în partea cealaltă, vis-a-vis. De-o putut să-i facă semn lui Ioan, când a fost cu trădarea, să întrebe cine este. Și Paștele consta. Erau 4 pahare de vin pe masă. Fiecare avea o denumire și fiecare era o ordine cum erau servite. Primul pahar se numea Sfințire. N-am avut timp și am vrut să fac, să vedeți. Adică se rugau pentru sfințirea zilei respective. Al doilea pahar se numea Judecată. Al treilea pahar se numea Răscumpărare sau Mântuire. Și al patrulea pahar era Laudă, care îl beau în picioare.
când, după ce termina halelul de cântat, că era cu privire la împărăția viitoare. Iar până în 48, când îl sărbătoreau Paștele ei, ziceau la paharul acesta urarea cu care plecau la anul la Ierusalim. Pe masă după aceea era azim, pâine nedospită. Apoi mai era într-un vas ierburea mare. De obicei era mărar, care era muiat într-un vas cu apă sărată. Și mâncau, începeau să mănânce mărarul acela sau altă ierburea mare cu apa sărată. Apa sărată spunea că le aduc aminte de lacrimile care le-au vărsat în Egipt la cărămiz. Și apoi era un ciroset, un amestec, când acesta i-a muiat Domnul Iisus pâine azima lui și a dat-o lui Iuda, de fructe zdrobite, mărunt. Era băgată și nucă zdrobită ca să le aducă aminte de mortarul de la cărămiz. Și muiau cu azima în el și mânca. Asta era prima masă. Și apoi cel mai important era mielul. Și acum aș vrea să vedem cum a început. Acest pahar a spus că se bea la început. Paharul Sfințirii. Domnul Iisus Ioan 17 face legătura la el, căci eu însumi mă sfințesc pentru ei. Și apoi, aici a avut loc incidentul din Ioan 13, cu spălatul picioarelor. Domnul Iisus, ca guvernator care lua pâinea și așa, s-a sculat și s-a spălat pe mâini. Dar a văzut că nimeni nu se scoală ca să facă spălarea picioarelor. Și dacă i-a văzut că ei erau învrăjbiți, s-a certat pe drum cine să fie cel mai mare. S-a încins cu ștergarul și a început să le spele picioarele. Am omis un lucru. Știți de ce se numește Joia Mare? Cea mai mare seară din istoria omenirii, când Domnul Iisus instaurează noul legământ. Prorocii și toți au privit spre acest legământ. Și acum, în seara aceasta, Domnul Iisus îl instaurează noul legământ. Și aș vrea să fac o paranteză. De obicei, în legământ se punea animale de o parte, le despica în două și de o parte și de alta. Și cei doi care făceau legământul treceau printre ele. Și cine calcă legământ, cine nu se ține, ajungea la consecințele călcării legământului. Și Dumnezeu, când i-a promis lui Avram binecuvântările și toate, vedem că a trecut Dumnezeu prin legământ printre animale, căci pe Avram i-a dat un somn puternic și atunci a trecut un foc și a mistuit. La nou legământ, care este mult mai superior, n-am trecut noi, a trecut numai Domnul Iisus. Aici l-a instaurat legământul, iar a doua zi îl stropește cu sângele său. Mai departe, mă iertați că citesc să nu... Al doilea pahar, după ce mâncau mărarul și cu ierburile amare, așa, puneau al doilea pahar pe masă. Paharul acesta se numea judecată. Și se muia întâi de se bea azima, se trecea la mâncarea cu azima, că nu se punea de la început mielul și toată pe masă. Și aici Domnul Iisus ajunge să spună că cineva, unul dintre ei, îl va vinde. Și aici are loc discuția cine este
Și Domnul Iisus îi spune, cel ce întinge mâna cu mine în blid sau care i-a dat el bucățica lui Iuda care era lângă el. Unul din evangheliști spune că au întrebat pe rând, întristați, cine este cel care îl vinde. Și ei au început să se întrebe, nu cumva sunt eu, nu cumva sunt eu, Doamne? Și la Iuda apostii spune, ce ai de făcut, fă repede. Și ucenicii spune că au crezut că Iuda ceva să dea la săraci sau să facă. Și Iuda iese în momentul acesta afară, înainte de a bea paharul judecății. Ei mănâncă și să bea paharul judecății. Apoi se aduce mielul, se pune mielul pe masă și încep să mănânce. Și vine paharul al treilea, paharul răscumpărării, al mântuirii. Și aici Domnul Iisus întâi ia pâinea și spune, acesta este trupul meu. Primul pahar care au spus în Luca era paharul judecății. Și ia o pâine și încheie nou legământ. Acesta este trupul meu care se dă pentru voi. Fraților, trebuie să fim atenți la cuvânt. Astăzi sunt mulți, foarte mulți, care socotesc și dau o altă conotație cinei. Unii cred că este pentru iertarea păcatelor, altul pentru altceva. Unii ia numai azima. Domnul Iisus a luat o pâine și întrebarea care trebuie să ne punem, de ce a luat pâine? Și nu a luat miel. Putea să ia o bucată de miel. V-ați gândit că acesta, mielul, era simbolul Paștelor. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul în lumii, Hristos Paștele noastre a pojerbit. A luat pâinea, pentru că dacă ar fi luat miel, Hristos contrazicea cuvântul. Hristos a adus o singură dată jertfă. Deci nu se mai aduce, cum zice Biserica Ortodoxă, Biserica Catolică, că se transformă în pâinea și vinul, în trupul și sângele lui Hristos și se jertfește din nou și se jertfește din nou. Și al doilea lucru pentru care a luat pâinea, dacă ar fi luat mielul, noi ar fi trebuit ca în fiecare duminică la masa Domnului să jertfim un miel. Dar el, trupul lui, a adus jertfă odată pentru totdeauna. Și acum Iuda a ieșit înainte de paharul judecății. A urmat paharul judecății, au mâncat mielul, Domnul Iisus ia pâinea, încheie noul legământ și apoi bea paharul răscumpărării, al mântuirii. Iar la urmă, când la plecare s-a băut și paharul laudei. Eu mi-am luat câteva lucruri ca să discutăm. V-am spus, mai multe discuții am avut, dacă acum să putem lua pâinea, cineva spunea că ea face cina acasă, dar am vrea să discutăm puțin, că de-aia mă și grăbesc, mă iertați că poate termin în vreo 20 de minute și mă încadrez. Pâinea și vinul reprezintă unitatea. Boabele de grâu, când sunt măcinate, își pierd identitatea lor sau natura lor dinainte. Și nu mai poți să spui în făină că asta e a mea sau asta e a mea bobu. Ci o unitate perfectă între toate. Boabele de struguri, când le zdrobești,
apare vinul. Nu poți să știi că aia e boaba, vinul din boaba cu tare sau cu tare, ci este o unitate perfectă. Ceea ce ne spune că la masa Domnului noi trebuie să fim o unitate perfectă. Da, în diversitate, dar în Duh una suntem. Aș fi vrut să discutăm un pic problema aceasta, dar nu este timp. Apoi a luat pâinea și spune, acesta este trupul meu, că aici am vrut să ajung. Simbolizează, nu se transformă. Biserica din primul secol n-au avut probleme cu lucrul acesta, pentru că așa știau că e simbol. De exemplu, sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Când seameni grâu, nu este cuvântul. Domnul Iisus a spus, eu sunt ușa. Te gândești că El e o ușă din aceasta? Sau voi sunteți sarea pământului? Nu suntem sare care să sară, ci e un simbol. Tot așa, trupul lui era acolo, deci nu era pâine, numai pâinea, era trupul lui și pâinea, deci un simbol. Și trist este că întâlnim și eu am întâlnit în biserici zise creștine după Evanghelie, care susțineau lucrul acesta, că se transformă. Aceasta e din tradiția de unde au plecat. Fie din Biserica Ortodoxă, fie din Biserica Catolică. A fost odată la o adunare zisă creștină după Evanghelie și la cină a venit cel care conducea cu cina, ia trupul Domnului Iisus, era pe o farfurie azimă, ia trupul. N-am luat, vă mărturisesc. O venit cu vinul, bea sângele. N-am luat. Am ieșit afară și m-am uitat pe emblema de afară să vedem. N-am intrat în o adunare greșită, n-am văzut eu ce e acolo. Era de-ai noștri. Mi-a părut rău, le-am spus. Dar oamenii au continuat mai departe. Noi mergem înainte așa cum scrie Scriptura. Când vorbim despre cină, 1 Corinteni 10 tratează comuniunea sau părtășia care judecați voi singuri ce spun. Paharul binecuvântat, care îl binecuvântăm, nu este el împărtășirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem, nu este ea împărtășirea cu trupul lui Hristos? Atenție! Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm parte din aceeași pâine. Deci nu se poate face numai 2-3 masa Domnului. Trebuie să fie într-o familie și așa ești un trup. Dar comuniunea trebuie să fie și cu ceilalți credincioși. Și dacă suntem atenți aici, vom vedea că începe cu vinul, cu paharul, cu sângele. Părtășia întâi de toate trebuie să avem părtășia cu sângele Domnului Iisus. Sângele lui ne spală de păcat, sângele lui ne sfințește, prin sângele lui suntem răscumpărați,
Sângele lui ne dă intrare liberă la Dumnezeu. Dacă căutați în Scriptură, veți găsi 11 caracteristici sau lucrări ale sângelui Domnului Isus. Când luăm parte din pâine sau la cină, declarăm că suntem una, împărtășie unii cu alții. Sângele și trupul Domnului Isus despărțite la Golgota vorbesc despre moartea violentă și începe, arete părtășia. Cum avem părtășie? Dă-mă-i jos ca să înțelegem. Uitați-vă la Israel după trup. Cei ce mănâncă jertfele nu sunt ei în părtășie cu altarul. Dacă-i după concepția celorlalți că se transformă, înseamnă că și Israelul rodea la altar ca să aibă părtășie. Este fals, noi avem o părtășie, avem legătură, să zic așa, cu sângele lui. Atunci când am crezut, a avut loc spălarea de păcate, cum zice în Tit, prin spălarea nașterii din nou. Și am fost curățit. Și aceasta este părtășia care o avem. Dacă la cină în Ioan 13, Petru a spus, nu numai picioarele, și capul, Doamne. Și Domnul Iisus a zis, cine s-a scăldat n-are nevoie să spele decât picioarele. Deci când ai fost scăldat, născut din nou, nu mai trebuie să mai repet. Ci picioarele, contactul cu lumea, mersul nostru odată cu lumea. Și lucrul acesta trebuie să-l facem în cursul săptămânii și să-l facem sâmbătă în mod special. Apoi, încă un lucru. Sunt mulți care pun accentul pe elementele cinei. Pe pâine, pe vin. Și așa de tare pun accentul încât îți spun, nu, cina voastră nu este bună, nu luați azim. Cina se face cu azim. Altul caută după vin, vin roșu. Altul caută după must. Altul caută diferite lucruri. Omit un lucru, la cine nu se pune în Corinteni și nici Domnul Iisus nu pune accent pe elemente. Frații mei, nu elementele sunt importante. De ce facem cina? Spre pomenirea Domnului Iisus. Deci când venim la cină, venim cu o inimă aleasă, cu smerenie. Ne-am umilit, dar venim cu bucurie că avem parte de părtășia cu El în mod special la masa Lui. Deci aceasta este. Nu elementele contează, ci starea cu care venim. De aceea Pavel în Corinteni 11 spune, fiecare să se cerceteze pe sine. Nu venim nici cu cereri, cu rugăciuni, cu plângeri, cu tânguiri, cu pocăință. Nu, ci venim să ne amintim de El, să lăudăm, să ne închinăm și să-i mulțumim.